Ești din comuna Comarna? Hai să-ți arăt ce am făcut în acești 4 ani la Consiliul Județean Iași pentru comunitatea în care și tu trăiești. Cu sprijinul fondurilor europene, Comarna va beneficia de modernizarea sistemelor de apă potabilă și de canalizare prin proiectul pe care îl implementăm prin Apa Vitală. Suntem la un grad de efectuare a lucrărilor de peste 90% în ceea ce privește construirea conductei de aducțiune apă potabilă Iași, Dancu, Holboca, Țuțora, Chiperești, Osoi. De asemenea, în localitatea Osoi se va înființa o gospodărie de apă și se vor construi rețele noi de alimentare cu apă și de canalizare. Aducem gazul românesc în casele voastre. În parteneriat cu Guvernarea Liberală am obținut 12 milioane de lei pentru înființarea unui sistem de distribuție inteligent de gaze naturale în comunele Comarna, Costuleni și Prisăcani. Prin același program guvernamental am obținut 11,5 milioane de lei pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local. 389 de ele ai școlii gimnaziale numărul 1 vor beneficia cu titlul gratuit zilnic de un suport alimentar constând într-o masă caldă prin proiectul guvernamental Masă Sănătoasă. La Comarna aveți un primar harnic și gospodar, pe colegul meu, Constantin Grădinaru, care, în parteneriat cu Consiliul Județean Iași, vom dezvolta această frumoasă comunitate și după alegerile locale. Pe 9 iunie, votați Constantin Grădinaru și echipa Partidului Național Liberal.